Sunt mai bine o grădină. Nu, mai Doamne ferește. Nu-i frumos să refuz. Domnule, nu-i frumos să refuz. Dacă o să aveți nelemurie și chestii care nu o să le știți, o să mă contactați. Dacă nu, intrați pe canalul meu de YouTube. Da, ținem să vă anunțăm, adică pentru cei care nu știu, domnul Turcea are și el un canal de YouTube, se cheamă Turcea Mihai sau Mihai Turcea? Mihai Turcea. Mihai Turcea, cine vrea să intre acolo. Rupiți butonul de abonare. Am multe filmulețe cu operațiuni care se fac la Albin. Deci cine vrea să înveți apicultură și nu numai, pe canalul domnului Mihai Turcea, sau Turcea Mihai, iar n-am reținut, Mihai Turcea, să intre acolo, să-i dea un subscribe, pentru că merită, nu? Merită din plin, nu așa? Și uite cine a venit iar, de data asta are și un cățeluș, s-a obișnuit să vină în fiecare zi. Dar de data asta să-mi spui cum te cheamă. Cum te cheamă? Hai vină mai aproape. Hai vină. Cum te cheamă? Alex. Hai vină mai aproape, că nu te aud. Alex. Alex? Alex, știi câți anișori ai tu? 3? 3 anișori? Mulți înainte. Și pe cățel? E a tău cățel? Cum îl cheamă? Muguriel. Cum? Muguriel. Și drăgălașii. Na. Hai, bomboane pentru fiecare zi. Cât mai stai pe aici, vii la noi. Îți dăm să-ți iei bombonele. Da? E bine atunci. Da, pe mine știi cum mă cheamă? Cum? Tiberius Cornel? Și eu cine-s? Eu îs? Cine-s eu? Eu îs Cornel sau Tiberiu? Tiberiu. Ia uite, gata, nu știi și pe noi. Nu știi? Dar cum? Dar el nu știe de mult, nu de acum, mă. Nu? De când nu știi? Și el-i? Cine-s eu? Tiberiu. Eu îs Tiberiu? Și el cine-i? Cornel. Eu sunt Tiberiu și el e Cornel. Ți-a dat Tiberiu bani? Și ia băiatul de bani. Bombonele, nu? Ciocolată. Ia, așa-l e cățelul tău? Da, o să-l cheamă Muguriel. Muguriel îl cheamă? Muguriel o să-l cheamă. Nu-l vinzi? Nu-l vinzi? Cum să-l dai? Vai de mine. Păi dau bani pe el. Câți bani se dau pe el? Îl vinzi? Îl ține mai așa la căsuță. Uite, îl mângâie. Nu îl vinde, cum să-l vând? Atâta prieten are, uite. Uite și frumoasă. Ei bine atunci, Alex. Alex ai spus cum te cheamă. Așa, că nu știam cum te cheamă. Au venit două ori, de fiecare dată o zis și nu știam. Ei bun, Alex, du-te la mami și ai... Da, apropo, zicea lumea că nu știa despre ce e vorba, cu de unii copilașul. Deci copilul a venit aici la casa asta cu părință, face ceva treabă acolo, nu știu, și el ne știe de pe YouTube. Da. Ne urmărește. Ia-ți și răb de fugit. A venit răb de la noi, că el știe că de câte ori ne vede, ies în fața noastră și dăm câte ceva, și nu numai lui. Așa facem cu majoritatea copilașilor, care ies în fața mașinii sau vine pe la noi de aici. Deci, uneori filmăm, uneori nu mai filmăm. Da, îți dai seama că nu avem cum să filmăm de fiecare dată. Da. Așa că, deci copilul are părinți, are... Da. Dar el, dacă ne cunoaște, să știe cum suntem. Da, și eu, erau comentarii că de unde... Da, da, și caut sânguri în păduri. Da, și caut o persoană, zicea, fă, mă, să înțeleg, eu nu știu cum de-a ajuns copilul acolo. Dar și venea copilul mai din sapă. Da, normal. A venit cu părință, părința au treabă la, și... la preot aici, la călugăr. Da. Și când ne vede că vinim cu mașina, hop, vine și el. Ai văzut, ți-am zis că vin? Da. E de acolo? Și totodată trebuie dat și un like la video ăsta. Un comentariu.
La prima dată și numai atât ca să ne apucăm de treabă, un like dacă vreți. Poate părem plictisitori, dar ținem să vă anunțăm din timp că mulți uitați. Da. Nu, dacă noi nu zicem, îi uită. Uite, uite. Vede filmul, noi... filmul, clipul nostru, se amuză și pe urmă la urmă, gata, bravo lor, îl așteptăm pe cealaltă din mână și uite să mai dă. Da. Așa că prima dată dați acolo un like, dați un, puteți da și un comentariu, puteți da și o distribuire pe Facebook, să vadă și prietenii voștri ca să fie cât mai mulți. Da, uite alte chestii, ne puteți distribui care aveți canale de YouTube, chiar de 1000, de 500, de 200, de 300 de abonați, ne puteți distribui și pe YouTube. Că se poate, intri pe postare și dai trimitere, se poate distribui și pe YouTube, pe canalul de YouTube. Da, da. Deci... Și jocul, intrați pe joc, descărcați acolo magazin, pleci, intrați și căutați jocul Tiberiu și Cornel. Cu cuvinte, cu imaginile noastre, din clipuri. Ați să vă anunț că aseară, dar cred că mulți au văzut, am mai bagat încă aproape 20 de niveli. Tu fă în așa fel și să joc toată ziua, nu mai fac nica. Pui pariu cu mă lăs de treabă și joc toată ziua jocul? Adi, domnule, lasă joci tu, joci. Tu l-ai făcut, dar știi. Mă joc în continuu de acum. Da, te joci în continuu. Da, în continuu, continuu. Tu știi răspunsurile. Am făcut și am făcut. Am pus în pădure și ca să nu mă duc. Da. Da, acum. Și. Nu am lăsat telefonul acolo? He? M-am dus în pădure acolo când am semnalat și am jucat-o de acolo. Când am văzut că a venit băietul, am venit. Și îmi poți faci panoram cu mine, asta e, îmi place să joc. Așa că intrați voi acolo și pe magazin Play, descărcați jocul Tiberiu și Cornel. Și unde nu știți, puteți să întrebați un prieten, puteți să, da, puteți vă uitați la episoade din urmă. Din și în și o să fac astea, din și în și mai grele. Orice detaliu, orice detaliu care este într-un clip. Dar nu le fac așa grele. Bă, le fac grele. Voi da, ori s-o uita la clip, ori nu. Eu știu ce am făcut, dar multe poze ne-ai făcut tu care nu le mai știu. Și nu m-am uitat la clip asta. Te-am întrebat de vă câteva răsari și nu ai vrut să zici. Nu, domnule, dai în urmă, te uiți la clip, te uiți acolo, vezi despre ce vorba. Și am zis, bă, normal, te uiți, ia ca uiți, de un an de zile, uiți. 2 ani de acum. Îți dai seama că se uită, nu poți să-ți aduci aminti de absolut tot, așa că intri acolo și te uiți la clip. Bun, hai că o să văd de seară cum mai joc. Faza e felul următor. Hai să ne apucăm ca să terminăm așa cu căpiorii la acoperișul ăsta, să băgăm niște contrafișă. Pe urmă o să mă duc în pădure. Așa. O să mă duc în pădure să caut un butuc mai gros. O să fie foarte greu de carat, dar n-am ce face, trebuie să mă duc tu mă apun în pădure. Vai, de mine și de mine. Și du-s în gură sau merg și eu? Nu, tu cred că o să stai ca să faci focul, că ți-am zis că de azi te bag la mâncare. N-am altă posibilă. Dar e bun. Eu mă bucur pentru că până e gata mâncarea eu deja pac și gulesc o leacă de col. Tu nu mă las ai înainte. Da, așteaptă să termini. Te apuci și faci focul, curăț cartofii, ce știu eu. Sunt hotărât să văd ce mâncare fac. Și eu mă duc acolo în pădure și aduc butucul și ăla ca să fac și scara. După ce termin focul, nu fac și scara. Da? Uh-huh. Hai. Îți arăt ceva, Cornelie, ia, vin cu aia. Și eu. Uite, tu știi ce e aici? Și acolo. Ia, dacă am făcut odată. Așa? Ia! Bă, ai dat ficatul și s-a adunat o grămadă de amuscoi aici. Nu știu ce facem cu ei. E ficat și dar nu, lăsăm până nu-l termină de mâncat și unde-l eu? Rănește muștile de acum. Dar nu trebuie să mănânce și el. Da, și rănește muștile. Și acum ce ai zis că trebuie să facem? Trebuie să batem căpiorii. Dar câți căpiori mai bață? Da, și ai bătut 4 căpiori și gata? Hă? Da, mai trebuie. Mai trebuie 4 odată aici. Câți? 4. Cum pa? A. 4. 4 acolo? 4 și pe urmă mai facem iar încă mai mici de aici. Tu-i drumul rețat de căpiori. Hai, domnule, că acum mă duc. Dar cum? Nu mă pot. Hai că acum mă duc. Bobiță, ce faci aici? Ah, nu-i bobiță. Ei de mine, cât e de greu. Dar nu pot, domnule, nu pot, așteaptă.
crezi că-s dinozaur? S Bruce Lee. Poate-l scăp în cap. Așa, gata, da. Bun? Băi, dar vie vezi că vin bucăți mici. Zici? Da. Acum vrei bucată mică. Vezi, poate nu-l dai în cap. E vezi. Dă-i, domnule, când îl dai în cap. Eu, l-am scapat. Dă-te-o de acolo. Stai cum a dus pun telefonul pe tripied. Nu da peste drujbă. Trecai drujba acum. Rămâneam fără drujbă. Dar chiar pe drujbă vine. Dar pe drujbă vine. Păi, de mine crapai toată drujba în două. Îl fac jos dacă vrei, dar nu-ți ies până. Hai, dă-mi cu acela din față. Bobiț! Bobiț! O, Bobiț! Bobiță, n-auzi! Bobiță! Da, dacă te lăsați spânii lui Bobiță... Dar nu mă bag în seamă, tu nu vezi? Dacă nu-l cheam Bobiță? Bobiță! Să-l cheam neagă. Ce-i găsit acolo? Zi ce-i găsit acolo. Ficat. Ficat, ficat? Bobiță! Hai, vin cu uși! O, vin cu uși! Uite-o! Uio, hai în coș. E, fugi, spăriosule. Deci cam atât cu căpriorii, e? Aha. Ce faci? De ce? Am curcă la scândură. Ha. Vezi să nu pot să mă scot. Wow, ce forțos, domne. Hai, ia, cuiu. Îți vine un cui de ceala. Jaspa. E la spatele tău. Ia acolo.
E acolo, domnule, la pitini te caută. O pleca, gata. Fără gard și fără poartă, o casă de răpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși și-am pus ferestre și un acoperiș peste. Cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate, orice o să reușim. Și o să mergem mai departe, pentru voi că vă iubim. Ah, ia spuneți voi acum cum se vede, e? Ia uitați-vă cum se vede acum. O minunăție, domnule, n-am cuvinte, n-am cuvinte să... Tu-ți dai seama că n-o să știi gata și o să batem șub și punem deasupra corneli. Hă? Și punem deasupra. Trebuie să punem carton. Carton? Carton de șala, știi, fain. Trebuie să batem taban des, unul lângă altul, unul lângă altul, suntem de la fete. Problema cea mai mare, fraților, e că... Nu mai avem scânduri, s-a terminat tot. S-a terminat tot. Nu mai avem numai 2-3 capete. Să vedem cum aici le mai bat sus, știi că mai trebuie capete sus. Să vedem cum o să facem rost de scânduri. Scânduri este. Creionul e pe masă. Mi-l aduci tu un pic? Da. Vine cineva. Nu, domnule, e cineva. Corneli! Vine Tantiliana. Păi, dar văd ceva pe masă acolo la fântână. Nu cred că e fazan. Fazanul pe masă la fântână? Nu, n-o, crede. Păi că dau eu zoom acum. Nu știu ce e acolo. Bă, fazanul pe masă. Serios? Eu am dat zoom, dar nu focalizează ca lumea. Focalizează, nu. Ce vezi? Și... Ui, și de muști aici, facem roi de albini. De muști. Ies. Dă-i zoom. Dar de ce se vede numai atâta? Păi ești pe ce ești? Pe videoclip, trebuie să dai pe fotografie. Acum dai zoom. Dai zoom maxim. Dai. Și e acolo. Doamne, Maica, Doamne, șacu mai păcut mai băiete acolo căsuță. Să rămână, Tantiliana. Să rămână. Dar ce faceți? Mai, dar nu m-a răbdat inima. Să fiu la voi, domnule, cum mai putea. Ați auzit că bocănii într-o gândim pe aici? Bă, biț! Ce e așa de frumos acolo? Unde? Uite așa, unde se vede. Unde, Tantiliana? Tot acolo în fund? Da. E poiată. Facem poiată pentru găini. Acolo unde se vede deschis. A, unde e deschis aici? Da. Ăla-i bieș, Tantiliana. Am făcut bieș, pe cum măi, adică? Băie, dar voi sunteți nebuni să mă aveți mult. Nebună și eu cu bătrână, dar voi? Mai că prin sat, nu-i spune Lenuța mea. Mama îmi pare rău, dar de ce fă Lenuța? Îmi pleacă Cornel. Unde pleacă fă Cornel? Ești nebun? Unde zici? Nu pleacă. Mama vine în fund, se mută în fundul ăla, tu uite fă. Dar de când ați mai fost aici la noi? De la Sfințării? Și acolo și faceți. Acolo facem ca o pătărie de vară.
Haideți la deal. Ai, nu sunt eu sănătos. Păi, fie o bătrână nebună, dar... Vai, măi... Băie... Dar ce frumoasă e așa la beșe așa frumos acolo. Vai. E cu afumătoare, cu grătar, cu... Vă, treburi serioase, nu glumă. Măi, băiatul, e mare posnic cu voi. Bubiță, de ce faci tu, bubiță? De ce faci tu aici? Vai, mi-a fost dor de tine, băi. Dar cum? Am carat chetrii... Chetroai? Ca să facem fundația, păi nu? Da, dar cum să spui eu? Cum să vă spui eu? Faceți niște scărișoare de văsuiți? Da, 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 da. Da? Da. Și aici în față uniți geamuri și puniți. Nu, 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 nu sunt liber așa. Pui o masă, acolo frumos. Nu, Cornel. Eu te mai iubești și babile, numai fete. Și-a spus, va, burez, vre, n-am mai văzut de noi. A spus bureța. Da, că avem flori pusă. Dar și ne bază. Aici le-a luat noi florile. Aici e nus, aici ești de lemn, aici. Da, da, ești florile. Florile le-am luat noi, de la florării. Și câte e una? 20 de lei parcă am dat pe bucată, nu? Sau 25? Da. 25 de lei. 250? Da, da. De lei vechi. Așa. Auzi, Cornel, și până tu... Până la toamnă, țin așa. Da, da. Până de Constantin și Ileana, te mai duci la buș? Da, cu să vă. În ești și nu iau una de asta. Cum să nu, tante Ileana? Da, băi băiat, adică... Măi, culiță, mamă, te duci în două bieta, așa mai duc, culiță! Boac, 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 boac! Și mai fac băieții ăștia, mă? Dar acolo șase mai construi. Acolo scriu și eu. Leagă-n. Leagă-n. Măi, vă sunteți nebuni! Vai de mama, mami mele! Ce-a făcut acolo? Avem spoiat acolo? Și acolo ce s-a mai construit așa acolo? Unde? La deal? Acolo, lângă veșeu. De e poiata acolo. E poiata de găini. Să veniți să vedeți ce frumoasă e înăuntru. Numai că ne mai trebuie găini, trebuie să ne cumpărăm găini de acum. Mai băi, uite cum au pus aia. Doamne, cum a spus chetrii de frumos. De asta ai caracterul, spui. Da. Eu știu ce ați faceți voi aici. Stau și eu să mă gândesc așa cu o babă proastă, că deșteaptă de și deșteaptă. Și frumos ați făcut voi băieți aici. Dar Mihail Moșneculai îi ride inima, că a fost la mine. I-am dat, ți-i dau vă câteva ou, fac femeia lui Eluș. Îți da mai mea. O vine la mine și i-am dat 20 de ouă, fugi încolo cu bani. S-am vorbit cu ei, toată Ileana, când mă uit la tata, îmi crește inima. Zice, vai, ce frumos, să-mi zi mama cu tata, acum să vadă ce frumos. Lui îi pare rău, a zis Mihai, că nu vă da locul ăsta, da locul ăsta. Nu-i al lor. Cu mătruculiță, prin nașul lui... cu bunduc, nașul cu lica meu, când s-a mutat, casa o cumpărat-o, Moșneculai, o vândut, oi sărac, o vândut, o strâns bănișori, a avut o junșoară, o strâns, o vândut-o, o zis că, bine, da, așa e lumea asta, că mă trăgea tare pretenții, nu, tante Ileana, eu le-am dat-o la băiet, e tata meu, e părinte, și ni se acasă de băieț, eu mă descurc, o zis Mihai, da. Măi băieț, da, mă duc mai cu ei. Cred că stai pe joc. Vai, dar ce frumos a făcut. Să mai faci în gardă acolo la pădure. La și acolo și e afumătoare. Afumătoare, grătar. Măi băieț. Deci am făcut și o poartă dincolo, dus în spate. Da, eu te-am văzut, vai.
Să păi da, nu? Mi-a creat până la casă, baba se așteaptă. Da, ce frumos. Tantileanu, v-aș servi cu ceva, dar sincer nu avem nimic. Nu trebuie nimic. Nimic nu trebuie. Dacă veți o gură de bișunată, de afini, când treceți în sat, vă servesc eu. Măi Cornel, dar tu știi de ce am eu nevoie, de tine mare nevoie și babile, numai tinere. Da. Mai la ușă la mine, la bucătărie. S-o crăpat așa. S-o crăpat intru deșile. Da. Trebuie o șupușoară, cred că acolo așa. Și o șupușoară eu. Baba îți plătește, îți dă omul. Ei, Doamne ferește. Ei, Doamne ferește, dar doar cred că... Trebuie eu și vedem. Am văzut ce spui eu. Dacă, ce zici, mergem acum să facem? Acum avem, da. Avem timp, da? Da, cum? Să vedem și unde trebuie să luăm. Știi, o șupușoară așa, o șupușoară. Da, lungus. La o șupușoară așa. Cât e ușa de lungă? Trebuie o șupcă? Nu, cât e ușa, nu m-am așa. Am niște geamuri în pot să desfac, poate au șup de cele, știi? Dacă au de cele, să desfac niște șup de cele. Și jos o lecuțică. Da, mai băiete, dai pune să-mi spune ca meu. E prost, el nu trece să uite el, e așa l-a lăsat Dumnezeu cu el. Vai, dar ce frumos a făcut. Dar ne-a spus Bogdan. Care Bogdan? Bogdan al lui Șobanu. Aha. Ne-a spus Bogdan că a fost acolo la Sâle, știi? Că a fost la mine Bogdan și a zis că... Tantileanu zice... Era vecinima tale la Sâle, și mai construiesc acolo, nu știu, mai Bogdan. Da, că am fost pe la depozit, am fost da, pe la, da. 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 Ei, da, am vorbit cu fetele mele și au zis fetele mele, mamă, lăcrămeara nu am cu ta, nu blondă, așa le-am. Mamă, dar și-ți faci băieță, dar eu am rămas cam așa. Dar zic, care băieț? Dar n-ai doi băieți? Da, am. I-am spus cum ne-ai luat cu cor, cum ne la pietele mele. Dacă ar da Dumnezeu și cu Maica Domnul să ne ajute. Eu mama ta m-a învățat, doamna Viorica. Da. La nea așa. Când am fost la aici, la Sfințire, am zis că tare mă mai doare doamna Viorica. Am stat așa aici cu Ileana și... Mi-a zis, leagă-te, uite așa cu o flanier. Leagă-te, că eu așa mă por cu o flanier. Da, uite, e bun un brâu, dacă puteți să purtați. Da, da, am un brâu de șala, nu brâu. Brâu de un șala corset, cumpărat. Corset, da. Da, da, nu cumpărat, am cu să mă duc. Da, ce să faci, dragă? Mai și faci. Săptămâna care vine, intrăm și eu de pe bucătărie, când am spălat perdelii și celelalte, când îi pui numai vara, iarna, eu. Mm-hmm. Și ne-am făcut curățenii. Faceți curățenii de primăvară. Da, și îmi fac curățenii și eu. Adeziv n-aveți. Adeziv? La ce aveți nevoie? Îmi trebuie cam un crastonaș. A, aveți vreo gaură pe undeva? Da. Ați prind o leacă prin chilierul și ala o leacă. Dar să mă uit aici, nu știu dacă este, vedem. Dacă mai era ceva. Neapărat adeziv? Un sac pentru un trastor. Da, normal. Adeziv sau merge și ciment? Sau unde vreți să-l dați? Așa, pe păreti. A, pe păreti, adeziv trebuie, că cimentul crapă. Și eu un sac, nu eu un sac, dar ce nu lasă, când, că cu siguranță o să mai trebuiască și nouă aici, așa când luăm pentru noi, da. Trecem și pe la Matali ca să, da, ca să lichim. Ce să fac cu el? Da, păi se întărește, dacă îl disfaceți da. Și se întărește. Și păreță din și face, din scândură. Păreță așa o să rămână. Deci exact cum e acum, cred, presupun. Zidem și planuri mai are Cornel. Da... da. O acoperiți. Da, o acoperim. Aha. Și părețul nu-i puneți nică? Cred că rămâne ca un foișor, eu zic. Nu-i, Cornel? Da. Păreță, întreabă Tantileana, cum e?
Da, dar nu pui nică? Nu, 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 rămâne liber așa, pui, fac balostradă și rămâne ca un puișor. Îmi găsesc să vezi. Băi, Cornel, așa nu pui nică. Nu. Deci acolo pui mers, da, acolo... Da, așa, ca un fel de puișor de stat, vara, acolo, la masă. Așa. Și aragaz pui acolo și faci? Nu aragaz, cred că nu știu, o să fac o sobă micuță, în cărângă. Da. Cornel e cu sobile. Da, dacă nu pot pui aragazul, mamă, că eu sunt acolo noaptea. Adică, din partea mea, nu eu să-l pur, da. Ei, tantileam, dar avem aici camere de luat vederi peste tot. Poftim? Avem camere de supraveghere. Da. Dar da. Cum? Mai băiat. Da, de urmă, adică sunteți tine, mamă, nu sunteți buni. Așa și frumos cântă păsările. Și faceți acolo niște scărișoare, așa frumos. Scări din lemn, faceți. Din lemn. Cum am făcut la beș. Le avem acolo. Ați făcut așa. Mai culiță, mai. Așa faci oamenii ăștia. Dacă mai faci altfel gard, numai gard. Eee, dar acum atunci știi, dacă ești bătrân. Mai ia să mă duc eu cum mai puteam două viețe, că nu mă porez, dar nu mă într-o încișor. Ia să mă duc să văd ce faci. Hai că înapoi mergem cu mașina. Mergem ca să punem alea la ușă. Da. Hai să am zis că... Când m-am uitat de acolo, dar zic, băieții ăștia sunt nebuni, fă și altă casă. Auzi, dar așa este alu Aga, s-a fost pe treabă. Da, faci treburi bune. Faci treburi bune. În Putel Coloșan, copac. Pietrele și alele încărcate, așa? Nu, așa rămân. Așa rămân. Rămân așa, natural. Da? Da, și răstare. Puiatoare la zamnic, nu? Deocamdată nu. Nu? Nu, deocamdată. Să luați găini și faci. Da, trebuie să luăm găini cu coș. Domnul zice lumea cât vrei să mutai? Așa vorbește lumea pensată? Da. Nu așa să faci, da. Doar și aia ăștia trebuie să coastă bani, mamă. Da. Da, păi nu, doar nu ți-l dă nimeni, na, faceți. Se mână de lucru. Dar eu când te-am văzut cu ce da culița neoză, doamne, mai ca doamne. Mamai, adușei chietri, nu spui eu, ca să facă gardul și să pui pe la șarampoi chietri. Da, du-te, băi, cum ești niște chietroaie așa mare, cum să pui pe la șarampoi, ești nebun? El nu e un băiat ca să duc așa, să vadă el nu. Dar el nu vine timpul în doaia ca să vadă pe la bunduc, dar o fac curățenie și a luat. Păi hai că mergeți cu mașina acum, da. Mergeți pe jos, suiți-vă în partea dreaptă și mergem ca să vă rezolvăm problema. Unde mă? În partea dreaptă, aici. Asta? Da, acolo. Hai, băbiță. Hai, băbiță! Hai, băbiță! Ești, n-ai trecat! Eu n-am pus toată din astea ca mi-ai dat-o copiere! Nu? O pui, n-am! Păi, o pui când... Ai face acolo frumos! O am amintire și eu de la timp! Dar nu? Păi, dar trebuia să vă mă năcăjesc cu până acolo! Păi, dar nu năcăjesc deloc! Asta e necăjală? Nu? Of! Și zile mai ajuns să iei bun așa cum. E bun așa cum. Și să faci. Frumos se vede și frumos se vede. Tu vii pe jos, nu? Ha? Tu vii pe jos? Ei, nu, cum să vii pe jos? Mă gândeam că vreau să vină pe jos, eu știu. Hai, băbiță! Auzi ce spui eu, vai să ne și nouă floare. Da, băi, vă luăm. Nu e floare și ne. E o cotonoagă. Opa, așa.
de mai tu păzăși aici, când o vin șeful de poțăși lupul, dar cățelul ăsta e matale, da, suc. Păi da, era la băieț. Zic să mai duci și la băieț. Da, vine, că i-am dat mâncare și... Da, da, da. Și mai vine pe la noi. Cine-o seamănat aici? Irinel. Irinel. Cine-i ridicat? Da, na, că trebuie că s-o blocat, știi? Iar? Da, s-o blocat. Formează satul înapoi în vânga. Da, Tantilea, n-ați crezut vreodată că o să mai vin oameni să stea aici? N-ați crezut, cred că niciodată, a? De moarte am crezut. Eu ți s-o pus și aici. Ia o și rabia mai jos. Gospodă roșu, mai mult gospodă roșu, plastic. Nu trage până în față. Gospodă roșu, mai știu și eu să deschid ușa. Tantu! Înseamnă că baba e... Nu-i chiar proastă. Nu-i chiar proastă, baba. Eu le-a fost cam plecată. A, da, bești urmă? Îi bești? Îi bești? Ăsta de boasă frumos. Tu le-ai spus la poartă. Iar baba m-a adus cu mașina, culița, am văzut. Și-am văzut o culiță. S-a fost în pădure. La lemni? Da, o de plimbare așa, și de fac cu bureț. Nu ai și bureță, nu, a? Nu ai și te? Am băcuit așa, că a zis că deci a venit poliție, știi? A venit cineva, a luat tot, a plec. Dar la care ușă? La așa e din... Uita la mine. Hai, hai, că la mine e ca la o babă, nu ca nevoastră frumos. Da, da. Da, păi, sigur că da. E. Iată, nu e încă alea. Păi să prindem lui. Ușa asta, spuneți? Da, da, da. Uși, lăsați. Opa, așa. Ce vezi, Cornel? Vezi cât e stare și vezi afară? Acum toată, pui cum știi. O vine lumina, o vine. Da, unde e unde s-a prindit? Păi ce zici? S-a prindit, nu. Acum vezi, Cornel. Cum e? Am intrat în calțat. Ca să nu ajungă acolo, nu? Uite, Cornelă, când o să vedem și noi la noi, la căsuță găini? Găini? Da.
Vine și mă iau o leacă din el. Cât? Poate cam un centimetru. Acu. E vezi acu. Gata? Ia să mai vede așa. Baba Iana, uitată drag. Uite-ți unii. Da, Cornel. Bravo te, Cornel. Cornel, ai leacă în casă, mă supăr. Nu mai vin niciodată la tine. Gata, hai leacă în casă. Hai leacă în casă. Vă leu. Hai, nu vă descălțați, hai că la mine nu se coboară pierdeni. A unde, din partea asta? Da, acolo, da, și strângu-ți ușelele pe de-aia. Subiți! Ia mă uite, drogă, India! Strângu-i culiță și ușelele de-aia. Da, voi nu vă descălțați! Ei, cum să nu? Mai Cornel! Unde-i tantilean? Șoarge, nu te văd! Te lasă-mă, dă-n pașii cu curățenia mea! Nu, dar e... Ei, dar și să spui! Hai! 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 Hai, miroasa parfum așa! Oh, dar și frumos miroasă! Eee! Eee! Ia uite ce frumusăț aici! Doamne, dar și frumos e. Iară. Hai, stai pe pat. Și sobă de perete, nu? Da. Da. Stai pe pat, Cornel. Stai pe pat, mamă. Nu, la că stau aici eu. Andrei. La că stau aici. Mă supăr pe tine. Cum? Dar și frumos e. E frumos, rău, babă, că nu-i da de ațar. Da, cum? Vai. Foarte frumos. Poți mă uit în odaie? Partea asta aici? Da. Ia uitați-vă și ce frumusăț aici. Și broderii și pierni frumoasă. Bagă la cap. He? Bagă la cap, așa să le așezi tu în casă. Așa să le așez și eu? Da. Da, dar cred că spus el, doina și curățănii și la mama lui. Dar nu spus lui, mâncuța mea. Hai, Cornel, tu! Hai, să vezi în față. Haide să stai așa! Nu, că eu sunt cu mașina. Cornel, atâta. Lasă, bești tu o gură, că nu te bie nimeni. Bie o leacă de bișunat. E o leacă. O guriță, atât. E suca asta, nu? Da. E de apine. Dar și bună-i. E venit în pachet atunci. E bun, tantilean. Ia luați loc, stați aici, no, lângă... Lasă, dă-mi pace. Stai gine așa. Stai gine. Uite, mă duc în partea asta eu aici. Eu când viu la tine, cum? Uite așa, mă duc aici în partea asta. Eu când viu la voi, cum? Mi-a dus și scaun, mă serviți, mă... Și ia acolo. Contabila mea. Și bărbatul. Ai, nu, așa-i l-am zis. Mamă, băiețul mă tare. Aici stai băiețul, care are mult în gemilia jumate. Și cu șala mic.
Aici ai... Aici stai Ilie, care e director. Aici stai băietul care e botezat Ancuța. Asta e președintă în Slatina, matușa lui Ilie. Aici stai Baby, junior în Oșaland. Asta care are magazin. Asta e Volteanca. Asta e băietul lăcrămioare. Și asta e milițianca. Da. Cu legea mână. Da. Și aici stai care ne-a murit. Și eu ce spun tână și toată. Dumnezeu să vezi. Milița e. Da. E, Cornel, ai băut? Eu gata, nu mai ajungi, nu mai. Băi, Cornel, eu în casă la mine fac ce vreau. E gata! Cred că... Am încurcat-o! Băi, de mine, nu mai beau, nu mai beau. Mă îmbăt? Mi-e rău, pe urmă, eu nu... Lasă că nu știu. Nu sunt învățat. Dacă nu suntem învățați, o să cântăm cucu pe la, da, la căsuță. Da, cucu, o cântat. O cântat, hai, Cornel, tu, Andrei, lasă-mi da. Paharul. Ani eu ieși, eu chiar... Da, o guriță. Am luat o guriță, am luat o guriță, mulțumesc să rămână, nu pot să iau mai mult. Pe Cornel, dacă... Hai, domnule, eu vreau că aici stai genii... Cum să spui eu, genul ăsta... L-au pus în pachetul, două sticle. Bun. Îi dă și hai, timp, vezi acum. Ei, lasă că nu... Dă să ai din gură, că mă rog eu la Dumnezeu. Să nu pătăsc nimic. Lasă că... Lasă de. Încolo n-am cu șupă sărbică. Bine, Cornelul ăla când tăi gerachiu, Cornel. Nu cunosc regula, cum să facem? Vrea să fără moșnea, deci moșnea vă adică acolo și pleacă dacă se supără. Eu deci nata și pe urmă... Lasă, taci. Lasă. Mă amețăs, Pantelean. Vreau să că ai ăsta care e cu mașina e junior lui tău? Da. Dar la așa e mare, nu la așa e mitică, nu? Așa e mare, da. Așa e mare, da. Am crezut că e mare ca toți și mici. Așa e, mi-a fost dragă mie. De vin, că vezi ce bun e vin. Am încurcat-o cu Tantileana. Când treci înapoi, stai ulea că l-am să-mi știu. Ia mai Cornelă, lasă-o boală-o treabă. Te și alta aveți sobă? Da, e sobă acolo, da. E sobă diferit. E exact da. Ca la noi, cum e acolo? Da. O să mă uit? O fost asta pătrățele. Nu te știu, uite, e ca la o babă. O fost și asta pătrățele. O am avut și asta, așa, o ochită. Da, și eu am. A, da, cu sobiță. Am revăluit o tătă. Și ne-au zis să fac așa ca părete. Da, dar n-am mai făcut foc de mult aici, că... Nu o facem. Aici, așa. Frumos, Antile. Da, e frumos, e chiar nou, ne place așa cu... Auzi, Tiberiu, că... când văd chestiile astea cu piernile puse, așa mi-aduc aminte de copilărie. Ah. Vezi? Așa, da, da, așa, da, 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 da. Piernile frumos, așa. Tăti țuguieti, tăti... Dar i-am dat la pumă și două pierni la cei de la Roman. M-am amețit, Antileanu. Da, mai bine o grădină. Nu, mai Doamne, ferește-mi. Hai, Cornea, stai pe pat acolo. Stai acolo, pat. M-am amețit, Antileanu. Măi, da, mai Cornea, o leagă. Dar nu mă întrebi, zău, nu mă întrebi. Goda proste, nu mă întrebi. N-am mai o leagă. N-am mai dat în gură. Nu-i frumos să refuz. Domnule, nu-i frumos să refuz. Dar stai să-l prind eu pe Andrei, unii paharului. Nu, no, și Andrei asta e. E gata. Hai. Dornim. Mergem pe jos. Pe jos mergem acasă. Hai, Cornel. Tante Ileana ni... Hai, măi, Cornel, voi lea. Hai, măi, Cornel, dar și dracu ești muie. Mai mare rușul meu. Ieri, stai și cu... Ieși bine. Cu o viață avem, nu? Da, drept. Eu am pat colo, nu și-am avut de la tine. O pui că noi avea praznic, n-am pus-o deloc. Da, mai avem da, acolo, dacă până o să faceți praznic, noi mai avem ușa mă de acolo. Da? Da. Da, și dacă vă mai trebuie,
În zeșit? Da. Îți place cu pierni așa? Da. Frumos. Așa. Foarte frumos. Uite așa, mi-aduc aminte de copilărie. Ține socoteală la babă. De Constantin și Ileana. Îți dau două pierni și o pătură de colț sufletul meu. Ai pune-o aici, o pui aici, ai duce-o acasă. Nu mă doare cap. Doamne, și-s de pieni. De pieni, mamă, iote, da, iote, mamă, de pieni, udoc, nu, mamă, dar am ales pieni de pieni, păi da, dar cât am avut, i-am dat pe Etelianuțul și la cei de la Bunăreu și la cei la încă, i-am dat, și vechi de aplauze la, da. Și fetii milițiancă, i-am dat și pierni, i-am dat pături, i-am dat, uite, câte poze pe acolo, da, 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 am văzut, bufet de ăsta vechi, vezi? Da. Era o dată. Ce? Ce frumusețe. Cât să-și aduc aminte de chestiile astea. Da. Acum, când dar chiar eu de foarte mult timp n-am văzut exact cum exact, era exact cum era odată. Adică ați păstrat tradiția, e foarte frumos. Da, cum s-a aranjat, cum s aici nu-i da cu vară de mult. Da, dacă nu stați aici, nu mă stați dincolo. Da. Nu am dat cu vară aici, mai trebuie dat, dar nu am dat cu vară. Aici ne-au pus Dumitru Lumisăr și pe dincolo ne-am pus că și păretele și ala se crapa îndiuna pe acolo pe sus. Mai cum. Dar câți ani are casa asta? Da, e renovată de mine și de tutul. Da, dar câți ani are? Că nu-i făcută. Păi are aproape 50 de ani. Numai 50 de ani? Da, da, da. Da, păi de eu 51 de ani am de când stau aici. Și ați făcut-o de jos? De jos am făcut temelia, tot. Ai făcut cu chirpiș sau cu pare? Nu, cu chirpiș. Ai, cu chirpiș, deși ai făcut o leac mai modern. Da, da, e cu chirpiș. Știi și ne-a făcut chirpiș în nouă, Costica lui Neculai, de la Goșman, a Claudiei. Și cu moșneacul ne-ai făcut toată casa de chirpiș. Iar soba e făcută de o babă din coada iazului. Mama lui Dinu, da, lui Gheță Grepu, era soba atunci. O știu pe baba și ei fășea sobi. Da, o femeie fășea sobi? Da, o femeie fășea sobi, da. Da, fășea sobi. Când am început să fac eu sobi, nu. Păi, acolo mai crapat o leacă, dar nu mai am putere la sobă. Am pus o hârtie, s-o crapat un țărică. Nu mai am putere să strâng, să da, fac, normal, nu mai am mama. Ei, când am putut, am făcut, acum... O să fie și mai urât, las așa că... Avea oi moșneagul, nu? Cine? Moșneagul meu? Da, da. Da, am avut 40 de oi. Vacă, juncă, iapă. Da, știu. Da. Iapa noastră, i-am dat o lenuță, vezi, băi. Cât n-am înghițit eu, dragul, tată. După ce a murit moșneagul, fetele mele, m-am plugul, grapa, căruța, iapa. Vei o lenuță că-i năcăjită. Nu, lăcrămeara, celălalt care-i privatizat. Și i-am dat o lenuță. Și el a vândut-o la șara lui Chiriac. La... Nu la lui Chiriac. Care stă acolo drept la Goșmani. Unii aga acolo, sunt neamuri cu alu aga. A, care au avut o femeie, nu știu pe unii, după ce a murit femeia lui. Ion Sandu? Nu. O trăit cu fata lui... Ei, în fine. Soră cu Aurica lui Aga. Gheorghea lui... Care noră s-a e la magazin, la Marișela. A lui Durlea. A, lui Durlea. Da. Apoi fata așa lui sora la Durlea o trăi cu așa la lui Chiriac, Chiriac parcă spune, care a murit el și femeia o alungat, o avut femeie de-al doilea. Trece pe acolo pe la agă. Dar Dumnezeu știe, eu nu da. Am prea întrebat, da. Eu chiar dacă sunt acolo, eu nu am întrebat cu lumea. Da, și eu am vândut ea pe acu 17 milioane și i-am dat o șcăruță. Eh, da. Eh, să fie pomană. Da. Eu doar n-avea să mă înjug eu, fac eu ca... Da, domnule, și... Și aveți un minut trasă și aici, de acolo, de la panou. Da. Am
Ilie, aici, care e director. Ce patat. M-am patat și lui. Cantilianu, eu m-am batat. Da, nu te-ai batat. Dar eu sunt. Mă, dar ce, ești păsărică? Ești păsărică? Dar doar nu ești Cornel Muierii, băi. Și Muierea tot. Asta aproape ca o Muierii. Dacă noi, Tantileanu, nu suntem învățați, noi dacă luăm un păhăriel, e gata. Da, păi. Da, ne-am bine că... Mai... Stai cu mică, îi beai în spatele camerei. Lasă-l, dai pată, bine. Ei, ia capă. Da. Am băut o gură, gata. Am văzut ce spui eu... O băușă nu cu jindei ăsta, că am avut două sete. Au fost pe aici? Da, dar vine când vine timpul. Da? Păi, dar vine des. Da, vine pe la căsătă. Bine, o văzut că le-o văzut că da... O vine când nu-i după noi. E matare sau nu? Era singur sau cum era cu polițai? E un alt blond. Da. Era cu... Cum îi zice? Nu mai țin minte. Sunt acus o grămadă, nu mai știu care și cum, și tine. Da, vine pe la, vine pe aici să uite și cum vine pe la mine și nu zice. Da? Da, vine pe la mine și nu zice. Am fost la căsuț, am fost pe... Ala, datoria lor să ajungă și pe aici, nu? Doar până la urmă faci parte tot din aceeași... Dar el treabă tare lupul ăsta. El are bine cu Lenuța mea, cu băietul și ala. Măi Cornel, dacă ai copii, ești păcate-mă. Cum vrei? Eu, Cornel. Cornel a ajuns. Deci ala e domnul Tărâță, care a murit, nu? Da. Care? A murit? Da. A fost deputat, l-a pus cu lice. Da, culițe l-au pus. De când e acolo? De mult. E mort de... Are vreo 4 ani de când e mort? 3 ani? Nu știu. Da. Culițe, el l-a capatat. Dar la ce partid era el? Nu știu. Și a zis să i-l pui acolo. El l-a pus, lasă el acolo. Fac să-mi voia ta. Hai băi, Cornel, ieși. Băi, Cornel. Măi, Cornel, cum să spui eu tia, am făcut azi un boș fasole și așa, făcut câte două ogile. Și este faci tu cu boșul cu fasole, Culițul a zis. Măi, Culiță, ai făcut rău, că ai zis să faci un boș cu fasole, dar de când n-ai mâncat, mă? Nu merge. O ulei de carne acolo, o jumare, cu un ochi, cu un ochi. Dar eu am, mamă, tăcitură pe vară. Așa merge, nu borc. Crezi că am luat de la Lenuța? Eu am pe cineva, că e rău că mănânc fasole și dacă îi dau carne, mănânc tăcitură. Da? Am pe cineva. Eu am luat 5 kg de carne și de la Lenuța, nu mi-a trebuit. Mi-am dat 1600 de porc. Și am tăcitură și am pus acolo, mai mare așa bucă. Am tot. O să facem și noi. Și o să facem. Mâine o să facem și noi ceva de carne și să facem. Lasă-mă, dăm pașii și facem, nu știu. O mâncat o jumătate din el, o jumătate din el o mâncat. O dată. Daniel, dar poate era un el așa mic. Dar era un el mare, avea 12 kg. Jumătate o mâncat. Ai văzut? Da. Da, mă, ia ce sunt minte, el ia ce sunt minte. O mâncat pulpani din spate și leacu să tindea pe șara schinării, să ajungă în față. Lasă-mă. Hai, vezi? Lasă, domnule, să mănânc. Da, păi și vrei să fac? Da, numai Culițul faci. Alege, dar da, bă, alege. Pune-mă mâna ce mănânc o dată, că îți dau o lingură pe gură de... Cum am zis eu mănânc orice, și carne de dinozaur, să știi. Da, vreau să spui că el așa mănâncă de... Fiind și de... Ei, mănânci, domnule! Ce? Cornel, eu iau un fiu care an. Am luat por de 15 milioane. Nu, nu am mitica lui Târtea. Da. Mitica s-a dus și ne l-a luat, ne l-a fumat, ne l-a adus. Nu mai de pus în șamă. Băi, de mine nu mă pălbăi. Mergem? Lasă, bie, tu mai bei o împărat. Nu mai, mulțumesc, să rămână boda prostie, nu mai. Lasă-o, dracu, roșat.
Mă face îngeresc că... Ajung acasă și fac un mies. Da. Și-mi revin. La zaharai? Da. Avem, avem. Da. Avem. Da, o veni și neva aici. Adică miliția să... Și să-i servesc eu. Așa. I-am spus că eu nu... Am aragaz, am aragaz. Da, așa. Da, da. Și-o făcut așa la blond. Da, deci eu nu te supăra. Păi dar nu e, dar pus la treabă și dacă polițai. Am zahar, am tăi, dar eu nu-s meșter, mă. Da, pune pune la treabă. Așa, dacă am 51 de ani, de când stau aici. Deci dacă mătale-i pleca acum în oraș, ai putea să stai? Păi undeva trebuie să mă duc. Acum hai să zic că spăl, deci... fac, dreg. Scuturi, mături, da. Dacă nu-i mai pute. Așa, două bețe, eu nu mă rab de inima, trebuie să fac. Când place eu, când vă la noi ți-am spus, că mai culiță, ia mai duc în pădure. Ia-i la când eu două bețe. Asta rămâi, pe aici, la bunduc, o zice el. Păi băiete, ăștia, și când văd așa s-a făcut, atât îmi place și atât am... Hai, da, dar noi suntem tine, drag, putem face. Păi da, treabă. Lenuța mea, ca să spui, Lenuța mea nu poate să vie aici nici pe ciortoc, are fete. Și are casa, și are casa, casa ea. Până pe mâini s-a dus și aici. Și Matale locuiește aici exact de 50 de ani. Și da, merg 52. 52 de ani, da, când locuiește da. Aici. Trăiesc cu moșneagul de 55 de ani. Dar mai stă la Lipovie, eu. Da. Cel mai bine pe la mine. M-am mutat aici, mi-ar fi 52 de ani. Și câte case au fost aici? Aoleu, dar câte case au fost? Păi au fost al moș Neculae, al lui Ilie, al lui Aurel, Bunduc, moș Sârghi, câte case. Au fost sat în tot regula. Da, și numai nu, eu cu al lui Bunduc. Că eu am vrut să-mi cumpăr casă în sat, să nu mai fac pe asta, să mai pui tablă pe ea, să mai... Dar moș Neagos, au venit fumurile, du-te tu! Cam a fost și un om. Nu, nu, lui i s-a părut bine aici. I s-a părut tot, el vrea să-l scoate popăn din aici, da. De el aici au copilărit? Nu, în bărc, dar când s-au căsătorit, au făcut și el o căsșoară, dar o casă de pardis, că eu când am venit, mama. Avea numai pe afară să vedea borte pe acolo, de guzgan. A, putu-și gura mă ce da și eu astăzi. Eu cu bănișorii nii. Eu am avut pensii, fete. Treceam luna și luam 7 hârtii de cele albastre. 700 lei. Da. 100 de lei era. 800, până la 18 ani am luat pensii. Omul meu a fost tractorist. Omul muri la biserică. Am rămas da, de eu, și eu, ne-a făcut. Pensii. Dar cum să spun eu? M-am învățat aici mai. Dar Lenuța vrea să mă iei la ea. Nu cred că ai putea să stai, Matale. Da, nu... Nu că e vorba de asta, că n-ai putea să stai în altă da, parte. Eu în casa mea fac și bravo. Asta e, asta e problema. Și mie nu-mi place. Am fost într-o zi la ei. Am luat două secă de bere, am luat miș, am luat pulpe. M-a venit și m-a luat băietul că s-a făcut un gratar. Într-o duminică era ea acasă. Posibil, o știu, până o venit la tine. Era ea acasă, cred că. Și mie și ea care... Da, în fine. La tine mai încolo, așa. Da. Nu știu. A s-o fică, fata s-o fică. A lui Mona? Mona. Mona, Mona. Eram eu acolo. Da, a venit unul, a venit la mine. Da, v-a strigat la tine, la poartă. Și-o, da, dar nu știu, a ieșit, n-a ieșit, eram la Lenuța. Eu. Poate n-a ieșit. Poate n-a ieșit. Dar acum. Și de acum, cum să spui eu... Da, și... Am făcut acolo grătări. Bă, Lenuță, el, să scot o fotografie, ce-o cum stai cu mama, fă. Dar e,
Nu ne urât, am lumină, am, știi, asta poate o cunoaște, o cunoști pe ce? Așa e nuna mai grasă și ceilalte? Nu, nu cred. Dar e de la români? Nu știu. E fata lui Racariu. Ah, da. Da, fata lui Racariu. Da, bă. Eu fost la mine, fata lui Racariu. Da, și mi-a fost. Cum îi spunea? Acum se vede în video. Da. Cum îi spunea? Am uitat. Nu știu cum mă cheamă, are și eu fetiță. Da. Mergem, Cornelie? Mergem că am stat prea mult. Cornelie, când treci, stai pe la mine să-ți dau două. Da, dar nu mă chemi aici, mă tare. Nu mă chemi aici. Mulțumim, sărumânașul Boda Prostii. Să trăiești, mai poftim la noi. Cu mare drag. Mai când poftim, iată. Când se întâmplă câte ceva. Fiatele mele. Yes? Asta, mi-o legat-o sau am scapat. Fier, pe timpuri, mamă, fier de călcat. Da. Pe timpuri asta, mamă, cred că chiar așa e la mine. Ia să închid ca bine bogăină. Pe timpuri, mamă, Cantilară, vreau să iau găină lui Tiberiu ca să le păzească. Da? Da, să nu mai vine la ouă la matale. Da? Eee, lasă, vreau, dacă mă dau ouă și... Dar nu, cu timpul se învață așa, cu șerutul. Da? Lasă, domnule, că ni luăm noi găinile noastre. Bun, Tantileană, să rămână, rămâi sănătoasă. La revedere, mai poftim băieți la mine. Voda prostii pentru mine. Voda prostii și eu, că ne-ai făcut. Auzi, Cornel? Da. Când treci, stai pe la mine. Da. Paculiță. Să Cornel ne-o zăpășit, Tantileană. Da, dar ai văzut că nu aveam pus să mă ies. Nu știam ce să mă ies. Ui, ne-o zăpășită, Doamne, dar nu mai mergem. Curând nu mai mergem. Dar știți mai ce de acum casa ta întreagă? Fai de mine și de mine. Zilele astea am ajuns? Ai de mine. Următate. Și facem? Ia de aici, a stângi cu de asta, fă, cu de șoara. Doamne! Nu, eu știu și zic, hai să mergem. Cum mergem? Să ne băgăm în pat. Că nu-i domnule, nu... Pat, ia, să aude o mașină. Ce? Vine o mașină. Ai, cine mai vine? Hă? Mergi drept, nu mă faci drept. Hă? Mergi drept, nu mă faci drept. Mergi drept, ia, hop. Ce mașină? Un Logan. TMK. Hai, domnul Turcea! Bună seara, bună seara! Băi, nu știu că s-a înviat. Ești drept, nu știu. Ce fac, băiețe? Bă, de lângă garnizoană. Dar sunteți cam viesel, care-i treaba? Așa sunt noi, de obicei. Ei, las ca să vedeți voi și să fiți voi. De ce? Am zis să vă fac o surpriză. Am văzut că ți-i place mierea mult. Nu vă mai dau miere, că dacă vă dau miere, nu fac nicio brânză cu voi. Trebuie să vă dau până când ești la pensie din apicultură. Am văzut fagul, trebuie. Da. Ia. Un borcan de miere de cireș să vă aduc. Ați mâncat vreodată miere cireș? Cu păpădie? Cireș? Serios că n-am mâncat. Deci, vezi ce aromă are asta. Mergi. În 25 de ani, abia e 4 oară când am reușit să scot miere de cireș. În 25 de ani? Da. De apicultură. Nu fi. Vai, de mine dăm coace. Familie de albin. Ce gust are? A? Merge acum după o. E extraordinar, domnule. E extraordinar, serios. Eu știu o zicală. Adică să-i dai un lopâni, mai grabă îl înveți să facă popâni. Și așa decât să vă mai dau mierii, am zis, bă, să vă aduc un stup. Aoleu, serios? Nu cred. Nu cred așa ceva. Da, s-a ocupat, iată, unii găinile. N-am apucat cât trebuie să facem gard. Dacă voi v-ați luat cald, dar eu când am zis că scoateți un cald din șoată, am zis că voi... Scoateți un cald dintr-o șoată. Băi, l-ai scos calul, nu? Mai era și pugea calarii. Nu cred că chiar ați adus... Da, v-ați adus, dar cum să-mi dau păcat rapița asta de aici, acum să nu... Da, normal. E cutia goală? Nu, uite, am adus niște bomboane, niște ocalate astea.
Asta e material fumigen. Cu asta o să afumați voi albinele ca să puteți să le îmblânzeți. Le afum, domnule, că eu nu mă bag, eu nu știu. Dă-le deoparte, astea. Așa. Acum, ia să vedem așa că nu pot să vă aduc... Nu știu, eu nu știu să umbru cu așa. Nu pot să vă aduc, cum să zic eu, albinele, fără să vă dau și... Opa! Echipament de protecție, nu? Ia să vedem aici așa, ia. Ia. Ia, o mască ție. Dar numai pentru el sau eu? Da, îți dau și ție mască. Da, de așa ca să nu vină COVID-ul, știi, ăsta e COVID-ul, mască asta. Și asta e să vă ție coltivieriu. Asta altă mai șmecheră, de la tine pe la spate, știi, să nu te vadă. Asta se bagă așa cu mâinile aici. Da, stai să o pun numai așa pe ca. Asta o pierii. Pentru? Păi da, să vedeți voi, că tăti ca tăti, dar fii atent, Olegu, țică. V-am luat o carte, am adus manualul apicultor, nu e? A, pe chiar trebuie să... Ia, citește acolo, ia citește tu, Olegă, dacă albina va dispărea vreodată de pe pământ, omul mai are de trăit doar 4... 4 și acolo? Ani. 4 ani. La puterea 66. Ghilimele acolo, nu? Asta l-a fost Albert Einstein. Albert Einstein, 1924. Oferit din dragoste pentru albină Mihai Turcea, mai 2020. Foarte frumos. Manualul apicultorului ăsta... Aici a scris tot și trebuie să fac cum trebuie să facem? Da, și e teoretic, oral și practic. Practic asta, o să mai... Aici o daltă. Așa. A, pe avem tot echipamentul, domnule, de acum ne facem noi mierea noastră. Stai, Olegu, țică, pentru cel care o să umble, uite, o pereche de mănuși, așa, pentru ăla care umble acolo în stup. Asta dăm de o parte de aici. Așa. Și un afumător. Da, și eu știu cum să-l folosesc. Așa, și aici un afumător. O să tăiem. De asta am mai văzut. Păi aici așa să pune, tăiem iască, băgăm aici și-ai dăm foc. Știi? Și după aceea... Dai cu foc. Ia cu șapte de foc ăsta. Așa. Nu, domnule, dar aici să pune jar și cu iască, de ce? Hai să le punem undeva. O să trebuiască aprins oleacul ăsta, când înainte de a-i da drumul, lăsăm să liniștească stupul, ca cu închis. Acum trebuie să-l dăm drumul. Mai târziu, Olegu, că el îi stai o jumătate de oră, o oră să o liniștească. Dar deși, a, că... Văi de mine și de mine. Așa. Și dacă mă ajutați ca să dăm stupul, vă și faci. Nica n-a făcut Nica. Băga fumătorul și ăla în gurs, vadă dacă... dacă pupă, dacă scoate... Dar poți să pui tutun în el. Aer. A, trebuia să-i dau drumul. Hei, am pierdut-o, am făcut-o. Tablița nu are nimic, așa e pusă ca să poată să stea așa, să nu o să... Așa, gata. Acum, dacă vă ajutați, unii vrea să punem supul? Cornelia, auzi unde punem stupul? Unde vrei să-l punem? Acolo îl punem. În colțul ăla acolo? Da, acolo e foarte bine acolo. Îl punem așa cu urdinișul în coasă, are soare toată ziua. Ia o să zboare. Vă, eu când vedem mâine rapița asta. Să vezi așa cum o să zboare mâine. Și bună e merea de rapiță. Da, și bună e. Voi, tu știi cum îi zici că e Nutella? Ai gustat doar. Merea de rapiță? Da. Hai să dăm să-l punem acolo pe poziții. Numai că nu, dar lasă-l jos, e greu și trebuie să luăm amândoi frumos ca să îl punem pe picioare cu tot. Lasă ăla de noi de jos ca să poți să stăpânești pe leagă. Vă ajut și eu? Cred că mă discurc cu cornea, stai așa. Deci nu ridici de astea în sus, astea în jos. Ia uzi-o și buzii. Ia uzi-o. De mine și buzii ala aici. Văi de mine și de mine și facem noi cu el. Ne descurcăm oare? Asta nu vă descurcați, nu ceriți ajutorul. Că, da. Vezi să nu poate ridici capa cu cornea. Da, mamă, care faci gogoș. Hai să-l dăm un pic mai încolo ca să aveți loc aici în spate, că el trebuie să umbi la el prin spate. Ia uzi-ți aici. Mamă, ce buzăială e aici. Uite, ăsta-i capacul, vină cu aceea. Pui și perică, uite, dar tu și căldură aici, vină și bagă nasul aici. Uite, aici așa, ia. Asta are o sită aici, deci asta se ridică de aici, dar nu ridicăm acum, asta e pentru transport, vezi? Uh-huh. Ei, după și pisară trebuie dată păturică, uite așa, ca să aibă căldură, știi? Ia cu infierbântare. A, deci în fiecare seară trebuie dată păturica? Nu, acum la transport, deci asta este pentru transport și eventual iarna e făcut niște hrăniri, cu miere, cu și să mai pune deasupra. Am înțeles. Acum pentru transport, asta e un fel de sită de aerisire. Își trage oxigenul pe aici și emană asta. A, de asta e așa de cald acolo. Da, scoate dioxid de carbon de acolo. Uite, bagă-l leacă nasul acolo, să vezi și cald e. Și și frumos miroasă. Uite, stupul este ceruit, ecologic, deci nu e fiert în ceară. Aha.
făcut din mânuțele mele. Tă, și ieșea să-i făcut dumneavoastră? Dar nu se discută altfel, numai Calvina nu pot să o fac eu. Da. Nu pot să cred. Ce înseamnă construcții? Ia-ți masca și nu mai vorbi prost. Așa. O să urdinișul de acolo, lăsăm acum un pic să liniștească și a să vedeți că e agitat. Eu o să liniștească, aprindem o leacă fumul, dați un puf, două de fum la urdiniș și atunci ea fuge de acolo și se duce și încarcă cu ușa cu miere, pentru că ce se întâmplă în momentul în care lua foc pădurile, ea și putea să mai salveze din eu știu eu, unde avea adăpostul ei, că stătea prin scorburi, și putea să mai salveze decât o gușă cu miere. Și lung, încărcându-se cu miere, nu poate să mai îndoaie să te înțepe. Și de asta îi dai foc. Asta e și duce răb de pifaguri și e miere în gușă. Crede că e foc pădurea. Crede că e foc pădurea. Am înțeles. Decât o gușă cu miere. Deci îi dăm în psihologic. În psihic. Lăsăm un pic asta și aprindem afumătorul, să vă arăt cum s-a aprins și afumătorul. De exemplu, și prima lecție ați primit-o, cum se transportă. Dacă siderul e agitat și eu îi dau cu fumul, iau barabola în gură? Da, dacă îi dai cu deala, cum se cheamă, cu iarbă. Ați vrut asta? Da, sunt bucățele mai mici. Deci noi acum o afumăm de ce? Ca să putem să plecăm? Nu ca să putem să plecăm. Normal când, de exemplu, eu fac pastoral, da? Și în momentul în care transport stupii și ea este agitată, ca să poți să-i dai drumul, îi dai un pic de fum. E ca să liniștească, să ducă de acolo de urcă. Altfel iese și e nefiind orientată, rămâne aiurea. Da, da, da. Deci, gata, nu mai multă, că dăm numai un pic, nu trebuie atât. Și asta unde o găsim? E, prin copaci. Dacă nu, la mine. Crește, asta e o ciupercă parazită care crește pe copaci. Asta e difag care o am eu, dar crește și pe rachetă, trebuie să fie și pe aici pe voi. Da, am mai găsit. Iască, e da. Umed. Trebuie lăsat la uscat, nu? Nu este un fum iute. Nici pentru ele nu este prea toxic, dar nici pentru nasul omului, știi? Adică am înțeles, am înțeles. Nu, îi dai o leacă așa și o la... faci un pic așa să aprindi. Și cam gata. Ia să-i văd. Hai, doamne, uite și apicultor. Ce? Acum știi. Tu și dă drumul. Tu te bai de aici. Lăsăm un pic acum. Îi lăsăm un pic. S-o liniștit? E. Acum dacă îi dăm drumul, iasă. Corneli, eu am tăiat-o de aici. Când începe să iasă, nu știu. Îi dăm drumul? Și pleacă. Rachetă? Să duci rachetă? Nu le mai găsă, le căută atât noaptea. Băi, de mine atâta nu mai trebuie. Vezi că-s numărate. Deci mâine să-mi spui cât este. Vezi că-s 32.724. A? Ai notat? 32.724 de albini. Mâine le faci înghețe. 723, le stăște ora, gata. N-am ce face, asta e. Chiar se poate da drumul? Uite că e apa mică. Văi de mine. O să iasă acum, pentru că el zi la transportă s-a agitat și să facă pe aici show-uri. Stai dumne, acolo. Stai dumne, la zi, albină, stai la albină. Ia, uite, primul e un trântor, ia, care e. Cum e așa la trântor? E mai mare. Eu l-am luat în mână. Ia, 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 s-a adus. O veni pe mine. El este agitat acum. Și el o să iasă ușor. El vezi că iasă și să asta. A, deja i-ați dat drumul? Da, i-a dat. A, am crezut că o să faci și prăpăd aici. Hai, nu, am dat un pic de fum. El este deja s-o liniștit și nu mai e nicio treabă. Mai sunt care s-o mai deja să vede. Transport, s-o mai una alta. Dar ele acum, uite, să vedeți că ventilează, scot dioxidul de carbon afară. Sunt un pic zăpăcite, na, s-o mai... E rău drumul pe aici, s-o cam hurducat. Da, ele mâine fac zbor de orientare. Aoleu. Mă duc să mă apropie, domnule, să vedem, mă mușcă. Când ajunge pe o vatră nouă, deci ea face un zbor de orientare. Zboară, face niște ocolișuri, vede exact tot, ia soarele... E gata, două, vine după mine, două. Da, e bine. O văzut cum am apropiat prea tare jos, că e gata, asta e... Asta e inamic. Da. O veni să ne furi merea. Ele trebuie lăsate să-și facă treaba. Da spațiu, ca da spațiu să lucreze. Ele când au de lucru, cele mai fericite.
în rest n-a nicio treabă. Când o să umpli, atunci... Deci îți mai harnici ca mine. Aia, ia să tu harni. Da. Ei, dacă o să aveți, dacă o să aveți nelemuriri și ce, și chestii care nu o să le știți, o să mă contactați. Dacă nu, intrați pe canalul meu de YouTube. Da, ținem să vă anunțăm, adică pentru cei care nu știu, domnul Turcea are și el un canal de YouTube, se cheamă Turcea Mihai sau Mihai Turcea? Mihai Turcea. Mihai Turcea, cine vrea să intre acolo? Rupiți butonul de abonare. Am multe filmulețe cu operațiuni care se fac la albini și nu numai. Deci cine vrea să înveți apicultură și nu numai pe canalul domnului Mihai Turcea sau Turcea Mihai, iar n-am reținut. Mihai Turcea. Să intre acolo să-i dea un subscribe pentru că merită, nu? Da. Merită din plin, nu așa? Acum să nu fiți supărați pe mine că v-am procopsit cu... Am văzut că Tiberiu nu vrea să ducă cu vaca, auzi că cu o căpriță s-ar duce. Cu o căpriță s-ar duce. Da. Să este, poți să, dar nu la păscut, în pastoral, știi? Dar poate, auzi, este unul sus acolo cu o rulotă și cu un stupă. El e în pastoral, omul. Cred că a văzut situația asta, s-a supărat. Dar nu ducă cu căprița. Nu, nu, nu. Eu și să vă zic că... Haide, domnule! Urarea apicultorilor este butoaie pline. Eu deocamdată vă urez borcanii plini. Să dea Dumnezeu, umpesc curtea asta cu stup. Să dea Dumnezeu. O să alături de voi și dacă... Dacă o să învățăm. Dacă... Învățați, ai cartii, ai tot ce trebuie. Că... Nu mulți. Nu oricine se descurcă, să știi. Pentru că și taică mi-au avut. Serios, au avut 2-3 stup, nu știu cât au avut. Un an o ținut, anul 2 e o umorități. Nu am un profesor bun acum, nu ca să fiu eu profesor bun, dar nu vă lăs nici chiar așa. Adică eu 25 de ani nu m-am pierdut în apicultură și acum vă lăs pe voi. Dar, cum să ne pierdem. Dacă lipsești 3-4 ori din eu am... Mâine dimineață m-a sunat, îi faci apelul dimineață. Da, eu le văd. Da, uite ce frumos el e, fac treaba. Uite ce frumos. Dar și, dar e mai mare dragul. Da, să vedeți mâine. Nu scai una sub mască. Da, să n-ar nici. Dar oare cum eu mierea? Cum eu mierea? Să vedeți că au polen la picior. Și mierea, așa ești urs. Cum o scot de acolo? Că pe mine asta mă interesează. Ce? Mierea? Mierea. Aia, lasă că... Scuturi rapita, mă sun și vin eu și vă arăt cum... Mai dau câte o lecție așa. Mai dau câte o lecție. Ați plătit, n-am ce vă faci. Asta-i viața. Dă-mi jumătate din mierea. Strai, parcă te duci acolo. Eu, da, nu. Te-a topat prima, aduci și văd eu. Nu sunt rău de... Nu ești rău de muscă? El este acum agitat pentru că sunt de la drum, de la transport, dar o să vedeți că mâine ele se liniștesc și o să-și facă, vadă de treabă. O să fie mâine un zbor aici și o să fie cu piciorușile pline de polen. Și polenul cum îl... Cum îl aduc? Pe piciorușul, hai să vedeți. Pe piciorușul, și cum recoltăm polenul? Trebuie colector de polen. Intrați pe YouTube, pe canalul meu și vedeți cum se colectează. Aveai văzut? Iar. O să vă dau și un colector de polen dacă... Dacă o să vreți. Ai curat să pui mâna pe albine? Da, cum sunam? Ies. E, dacă ți-o înfingi într-un... Pe asta vreau să mă înfing. Am auzit că e bun... nu te râde, domnule! Am auzit că e bun la reumatism și eu cum am cu genunchii probleme. Ar trebui să iau câte o albină să mă înțepi la genunchi, nu? Da, până la 10. Câte una treptată. Azi una, mâine două, poi mâine trei, până ce ajungi la 10. Și tu mă inverzi, descrescător. Și ai două variante. Ori îți trece de tot, ori paralizat. Nu, dar venenul stimulează circulația sângelui și normal că acolo unde este o afecțiune la nivelul corpului, atunci, cum să spun eu, ameliorează durerii, afecțiuni și mai este transmitere sinaptică pe la neuroni. Avem treabă mult cu medicina asta. Toate produsele stupului, deci începând de la ceară, propolis, miere, apilarnil, lăptișor de matcă, polenul, păstura, toate sunt beneficii pentru organism. Deci numai beneficii avem de la albini. Asta, cam așa. Muncă puțină. Ai să-l vezi că acolo îl găsesc. Să stai acolo. Stai așa, Cornelie. Ia, cu cartea în mână, cu cartea în mână. Vezi, muști una. Na, ia și cartea. Hai dacă ți-o tragi una în dege, sper nu să vezi tu cam cum doare. Ia, nu. În dege doare așa tare? Băi, nu, eu în mână dacă vrei, dar nu.
Dacă te înțapă, moare. Gata, m-am înțapat. Uite-o ea, uite-o ea, m-am înțapat. Uite-o ea că m-am înțapat, e gata. Valeu, nu mai iese la număr, ia, 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 eu și faci. Valeu. Da, m-am omorât, eu m-am înțapat. Eu și sunt vârti, ia, na, eu cum sunt vârti, ia, sara. Ai omorât albi. O rămas acum. Scoate-l de acolo, că eu nu mai pot baga de aici, tău. Să-l trag. Trebuie scos neapărat? Scoate-l. Da, fii atent cum să scoate, deci nu-l scoți, nu-l scoți trăgând, radial așa, altfel dacă îl strângi are sacul la vitelin și intră tot veninul. Radial, da, 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 cu unghia. Trage mai tare. Nu așa, așa. Ia, hai, nu frică. E gata, m-am înțapat prima albină. S-a umflat. Asta-i botezul. Ai vrut să te înțapi pe tine și m-am înțapat pe mine. Păi, domnule, să vedem ce să facem dacă... Dacă te-au înțapat? Hai, da, și doare, serios că doare. Băi, eu îți dai seama dacă te înțapă frunză și că ai încurcat-o. Mai dau cu fum acum, dau degeaba cu fum acum. Să dau cu fum, domnule. Păi da, nu? Să pleci albina din pidești. Dar unde o mai ai? Hai să vedeți peste 5 minute cum e degetul. E balon. Dar cu pătrunja? Are efect? Cu? Pătrunjelul. Da, are efect. Deci clipul de azi cred că o să fie cel mai lung clip. O să fie de două ori. Să mai ia fumul ăla cât de șterță. Mă, dar pe tine de ce nu te mușcă? Pe tine de ce nu te mușcă? E, când a venit acolo și a frăză și pe tine, ai să vezi. Dar fii atent o legoțică, că la el nu se dă deloc. La mine au venit, eu eram la distanță și o venit. Dar cum dacă te sunti? Eu am fost agitat, domnule, de asta. Nu, dar sunti, Albira, nu, așa este că sunti. Da, da, da. Dacă ți este frică, da. Corpul emană niște substanțe care ele le percep. Și când l-am văzut pe ăsta direct, ia s-a izghit. Dar nu, nu s-a umflat. S-a umflat mai târziu? Acum, trebuie să dimineață cu ceasă așa. Nu neapărat. Nu s-a umflat. A, prin înseamnă că nu se rău din muscă. Ia, treci cu tia. Hai, gata. Tanti Ileana e de gină. No, lasă. Mai ai ceva? Nu mai ai Nica? Eu nu, mi-a revenit. E bun, mă bucur. Cortea la cinci care se bage treptă. Da, păi da, văd. Pot spune acum și păturica să o dai de acolo aici? Pentru că el de acum nu fac treaba. Deci când ridici, ridici numai capacul. Păi ăla e altă treabă, podișorul, că dacă ridici podișorul odată, așa, așa, zău frumos ca să... Ele au și aerisirii pe aici cât de cât, dar păstrează, știi, să nu fie curent. Păstrează căldura, eu nu mă mai apropii că mă mușcă. Nu, da, e o problemă. Da, fraților, cam atât pe astăzi. Mulțumim din suflet domnului Turcea Mihai pentru cadoul făcut. Nu uitați să intrați pe canalul dânsului, să-i dați un subscribe acolo pe Turcea Mihai pe YouTube sau Mihai Turcea, iar nu l-am reținut. O să lăs un link în descriere oricum. Și mă apuc să învăț aici manualul apicultorului. Cum să radi acul de pe mână, cum să extragi merea, că pe mine asta mă interesează. Acum s-o vedea care sunt reacțiile la venin. Aoleu, sper să nu mă umflu tot. Dar nu m-am umflat deloc. Că faci o cană filactică. Asta o scot de aici. Ei, nu fac eu de aici. Nu, ceva în asta, că el să stinge. Pe mine m-a cișcat odată frunză și bondari. Bondari? Bondari, da, serios. Nu bondari, viespi de alea mari. Bărzăuni. Și n-am avut nica. Adică s-a umflat, dar n-a murit. Bobiță, ai venit, ai bobiță. Uite, m-a mușcat albina. Bun, fraților, cam atât pe astăzi. V-am mai spus încă o dată. Cornelie, salută și tu lumea aici. Ce ai pus acolo, șapa? Ai pus șapa în... La casă stângă. Da. Mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Astăzi? Da? Cu albina? Și să-și domne acolo, că nu te înțeleg. Atât? Bun, v-am pupat, pa! Fără gard și fără poartă, o casă de răpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși și-am pus ferestre și un acoperiș peste. Cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit.
cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate orice o să reușim, și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim. De pe uliță, cu chiler și cu sobiță, am pus și o iconiță, c-am făcut tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală, și înăuntru și pe afară, căsuța respingătoare, a se învârte după soare.